La Vărăști, un sat aflat la 30 de kilometri de București, serele și câmpurile cu legume sunt un peisaj obișnuit. Nici n-ar putea fi altfel, pentru că aici să cultivi roșii, castraveți, salată sau dovlecei e moștenirea lăsată din tată în fiu. Numai că de anul acesta o construcție neobișnuită a răsărit în mijlocul satului, cooperativa agricolă Vărăști, întemeiată de Carrefour. Într-o hală impecabilă sunt aduse legume de la 80 de producători locali. Aici sunt sortate în lăzi, etichetate și legate cu grijă cantitățile necesare în ziua respectivă. N-am crezut până n-a venit primul utilaj aici pe loc. Tot ziceam, da, sunt niște vorbe cum sunt de 25 de ani. El este Mihail Nicolae, legumicultor de 25 de ani și unul dintre micii producători din sat. N-a crezut că va apuca ziua în care viața lui de agricultor va fi și altceva în afară de incertitudine, alergătură, nervi și muncă până la epuizare. Așa că a privit cu neîncredere propunerea Carrefour de a se asocia cu alți consăteni și de a livra marfă în supermarketurile din București. Până acum cultivam haotic, vindeam haotic fiecare pe unde puteam prin țara asta. Probleme financiare erau că mai găseam intermediari cu care aveam mari probleme. Nu probleme, mari probleme. A fost un cuvânt care prima dată ne uitam ură la el. Overall. Zic, măi, ce înseamnă? Noi vrem prețul de mâine. Și a spus, băieți, gândiți-vă peste o lună unde vă vedeți. Peste două luni sau la toamnă când trageți linii. Și am zis, hai să încercăm și pe asta. Și ne-a ieșit. Curând, avantajele cooperativei au început să se simtă și viața comunității s-a schimbat. Cel mai important este liniștea financiară care o avem acum. Știu în septembrie ce să livrez. Săptămâna viitoare știu ce am de livrat. Știu că banii mi iau la 7 zile și i-am acasă. Acum Mihail Nicolae are timp să se ocupe de ceea ce știe și îi place cu adevărat. În legumicultură e ca și la o maternitate. Nu ai grijă când trebuie, degeaba vii mai târziu. Acum e mult mai simplu. Știu ce am de făcut, mă ocup, fac exact ce știu să fac cel mai bine. Să produc. De vândut vinde altcineva. Legumele lui și ale celorlalți producători din Vărăști ajung în mai puțin de o jumătate de zi în magazinele Carrefour din București. Stresul depozitării, transportului și ambalării l-am preluat noi 100%. Am început să lucrăm cu două familii din Vărăști, cu peste 2 ani în urmă. Am găsit seriozitate, am găsit respect. Iar din toată această asociere, cel mai câștigat este cumpărătorul, care poate găsi produse autentice românești în supermarket. Clienții ne spun în primul rând că își doresc produse românești, proaspete, cât mai proaspete posibil la un preț corect, de un gust românesc, acela pe care îl știm noi de când eram copii. Și cooperativa de la Vărăști e dovada cea mai bună că este posibil ca cererea să întâlnească oferta cu adevărat.